Minute, sper că sunteți pregătiți de Coolinaria. Un joint venture, o coproducție Luca și Vlad astăzi la Coolinaria, sigur, separat, dar pornind de la ceva comun. Separat, dar împreună. Da. După un city break în Toscana, în toamna anului trecut, am descoperit acolo într-un restaurant, un pesto de fistic. Băi, și mi-a plăcut la nebunie cu niște paste, a fost ceva senzațional și de atunci mi-am tot propus să fac și eu acel pesto de fistic și am reușit zilele trecute. Pesto este o pastă măcinată de niște ingrediente vegetale. Da, plecarea pesto genovez cel mai cunoscut, e busuioc cu parmezan și cu ulei de măsline, asta e pesto de bază și până se poate face pesto practic din orice. Și cu niște nuci. Îți trebuie un robot de bucătărie. Așa. Ăla cu nuci e separat. Okay. Altă rețetă. Ai nevoie de un robot de bucătărie și eu am robotul perfect pentru treburile astea, am un robot foarte mic. Sau măjar și mușchi. Măjar și mușchi e de lucru, tată. Are un robot mic de mână. Da. Da. Păi tu crezi că pesto ăsta, tu crezi că el se făcea, adică l-au inventat după ce a fost robotul de bucătărie, el se face de multă vreme. Stăteau și frecau la măjar. Păi da, că busuiocul era mai simplu, dar dacă te apuci de astea mai cu alune, nucifere, e mai mult de muncă. Bun. Cum se face, domnule, cu acest pesto de fistic? Se cumpără fistic. Se decojește. Crud. Se cumpără fistic. Așa zic. Asta e ca aia lui Hemingway. Cum se face friptura de leu? Se prinde un leu, se jupoaie. Deci se cumpără fistic crud de la magazinul de fistic crud. De la fisticărie. Așa. Și cea mai mare problemă este să stai să-l cureți. Ai tăia capul decojind fistic. Știi că, fii atent, o să-ți explodeze capul. Există gata curățat. Crud. Miej, cum ar veni? Miej, da, miej curățat. Cred că trebuie să fie foarte scump. Nici nu mă interesează. Vorbim despre cantitatea de 200 de grame, da? Deci o punguță de fistic e cam 20 de lei la necurățat. Așa. Da? Îl iei și îl cureți. Și după aia pui la fiert apă. Și când fierbe apa, pui, domnule fistic, un apa care fierbe și lași acolo 2-3 minute că trebuie să înmoaie cojile alea maro de pe el. Știi că noi când mâncăm fisticul... Alea? Da. Nu cred că ai stat să cure și cojile. Da, dar după ce îl fierb... Ba da. Serios? Exact. După ce îl fierb 3-4 minute, știi cât de ușor e alea? Da, și stai și scoți una câte una. Țaca, zici că mănânci cu aici. Știi că există persoane cu comportament ăsta compulsiv-obsesiv care curăță fiecare boabă de năut? Da. Când fac humus. Da. Păi da, mă, dar să știi că așa e rezultatele cele mai spectaculoase. Vezi că în felul ăsta ajungi să ai fisticul verdele la deschis al fistică, dacă îl faci cu coji, e maro. Vezi, dacă noi am face o producție pe YouTube împreună, am face ambele variante. Da, 40 de minute am curățat fisticul. Da. Cam asta a fost durat. Dar spui niște muzică în căști și trece timpul. Bun. Și pe urmă, cu aceste 200 de grame de fistic curățat după ce l-ai opărit, da, îl pui în blender, 100 de mililitri de ulei de măsline, 30-40-50 de grame de parmezan, aici e așa? După gust, un cățel mic de usturoi, da. Dar mic, că trebuie să aibă un pișon, doar usturoi. Un touch of garlic. Așa. Coajă rasă de portocală sau lămâie, de la jumate de lămâie sau de la un sfert de portocală. Da. Pe care știți, trebuie să o spălați înainte, că are nu știu ce substanțe toxice pe ea. Apă caldă și săpun. Are ceară. N-are ceară. Are ceva mai grav decât ceara. A aflat el. Alea turciști au, băi, nene, a fost și reportaj la știri. Specialiștii de la Obor. Nu e toxic, dar nu se mănâncă. Nu e bun. Da, nu e bun. Așa, deci revenim. Așa. 100 de mililitri de ulei de măsline. Da, mă, faci un pesto de pistaciu, hai. Lasă să știe cetățenii să facă jumătate coaja de la jumătate de lămâie rasă. De atunci vorbiți de pesto? 30 de grame de parmezan, un cățel de usturoi și 100 de mililitri de apă și 3-4, nu mai mult, frunze de busuioc. Ok. Ești gata cu el. Și acum îți iese cantitatea asta de aproximativ 300 de grame. Da. Pe care poți să pentru a găti o porție, îți trebuie o lingură mare. Da. Deci tu asta poți să o porționezi și poți să și congelezi. Ține foarte bine la congelator, am înțeles. Da, eu de-abia l-am congelat ieri. Așa. Vă povestesc când îl decongelez, dar n-are ce să fie rău. Și cel mai bine îl gătești cu pene, adică și cu creveți. Cu paste tip pene, cu 2N, nu cu pene și fulgi. Da, paste tip pană. Da, și cu fusilii, cred că merge. Sau cu fusilii, dar cu paste, în care scurte, să... poți să spui. Exact, în care să intre printre crevase cât mai mult pesto. Și da. Vlad, auzindu-mi povestea, mi-a zis, dar nu vrei și niște lămâi murate? Da, lămâi murate. Și am adus lămâi murate. Și eu aici îmi închei contribuția. Vă spun că acum, cu paste scurte, creveți, pesto și coajă murată de la Vlad, este o rețetă excepțională, maestre. Da, pentru că lămâia asta murată este super savuroasă și mai tai un pic din dulceața pestoului de fistic. El nu e chiar dulce. No. Nu, serios, adică... Are cum? Are dulceața lui. Da. Dar cu lămâile murate sunt un ingredient care poate fi găsit în bucătăria orientală destul de des. Nord-africană, marocanii folosesc în tajin, dar lămâi murate se folosesc, înțeleg, și în Orientul Mijlociu, în bucătăria israeliană și așa mai departe. Și fiecare poate să-și facă acasă. Trebuie căutate însă niște lămâi, sunt niște lămâi cu o coajă mai lucioasă, așa, mai subțire. Alea sunt de zeamă. Da. Da, alea de zeamă, pe care le speli și le pui pur și simplu le tai căpăcelul ăla unde ar trebui să fie codița, după care le tai în 4 felii. Poți să le tai numai până la capăt, ca să se desfacă așa, ca o floare eventual, adică nu le tai mărunt. 4 felii mai zdravene și le pui într-un borcan cu multă sare, adică gen o lingură cu vârf de sare la fiecare lămâie. Și le zdrobește așa ușor cu ceva, un obiect de lemn, ca să-și lase sucul. Dacă nu lasă suficient suc, ceea ce ar trebui totuși să se întâmple, mai adaugi niște suc de lămâie proaspăt. Și asta este tot ce trebuie să faci. Multă sare, unii pun, înțeleg, și o linguriță de zahăr. Eu n-am pus zahăr, am pus doar sare. Da, tu ai ce e cu zahărul. Da, și am închis borcanul, sigur, igienizat, curățat, deși e foarte greu să mai crească bacterii și microbi într-o soluție de sare atât de concentrată și acid citric. Și le pui la frigider. Și în 2 săptămâni, în principiu, poți să le mănânci. Acum au un gust absolut excepțional. Nu se mănâncă și carnea. Când scoți felia respectivă de lămâie, tai carnea, adică tai pulpa și lași doar coaja, care este comestibilă, este fragedă, murată, și o tai în bucățele mărunte, o tai mărunt. Da, și este foarte aromată. Da, și oriunde se folosește lămâie, poți să folosești lămâie murată. La pește, la pui rotisat, dacă vrei, la paste, în salată, oriunde poți să pui lămâia asta ca un condiment și îți dă o aromă excepțională. Și dacă vreți o rețetă de paste cu lămâi murate, cu coajă de lămâie murată, uite, paste cu anșoa și lămâie murată. Da, se face simplu... Minunat. Călești un pic de usturoi pisat și câteva fileuri de anșoa care se topesc, practic, în puțin ulei de măsline. Eu aș pune și o nucă de unt și cu grijă mare să nu se ardă usturoiul. Când s-a infuzat uleiul ăsta sau untul cu anșoa și usturoi, îți vine să nebunești de bucurie când simți aromele de acolo. Poți să adaugi, evident, puțin piper, poți să adaugi puțin chili, peperoncino, nu? Pui pastele înăuntru și un polonic de apă în care au fiert pastele. Agiți până se faci mantecatura, cum se zice, până se face o emulsie, și astea sunt pastele tale. Pe deasupra ulei... Lămâie. Da, și, da, sigur că da. Lămâie, că uitasem de ea, lămâie murată. Dar încercați să vă murați niște lămâie acasă într-un borcan, aveți răbdare, o lună țineți la frigider, din când în când mai mișcați un pic, o lună jumate, și după aceea folosiți lămâile astea murate în orice. Îmi plouă în gură, la propriu. O să plec mai devreme azi, aoleu, să mă duc să pun lămâile astea la murat. Ăsta e pe regim. Dar capre pigmee. Să vorbim imediat. Avem ceva cu un director de grădină zoologică care și-a mâncat inventarul. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.